Cheia succesului în cultivarea plantelor pentru a fi foarte frumoase, pentru a fi foarte viguroase, este substratul. Dacă reușim să înțelegem acest aspect, restul este o joacă de copii. Doar trebuie să fertilizăm și să udăm. Acum că ați văzut vigoarea plantelor mele, trecem în laborator și o să fie o parte tehnică să vă explic și să vă arăt cum este drenajul și cum putem să ne dăm seama dacă folosim corect un substrat de calitate, dacă folosim corect materialele drenante. Bun regăsit tuturor! Cu siguranță toți, înainte de a replanta o plantă, pregătim ghiveciul înainte să replantăm această plantă. Oare este bine să punem argila expandată pe fundul ghiveciului? Este bine să punem material drenant pe fundul ghiveciului? Și de ce o punem? Pentru că probabil auzim în diferite forumuri, în diferite reviste, dar haideți să înțelegem împreună ce se întâmplă în ghiveci, ce se întâmplă cu substratul și cum funcționează materialele drenante în interiorul ghiveciului. Noi nu vedem ce se întâmplă, tocmai de aceea am ales un ghiveci transparent pentru a vedea mai exact ce se întâmplă aici în interior. Lucrez într-o pepinieră foarte mare, o pepinieră cu vânzare, deschisă publicului. De multe ori trebuie să fac foarte multe compoziții floreale ca această frumoasă jardinieră de dalie. Iar clienții, când încep să fac această operație, văd că eu nu folosesc argila expandată și mă întreabă de ce nu îmi pui și mie în jardinieră această argilă. Încerc să le explic că nu este bine, dar ei îmi răspund nu pentru că eu folosesc frecvent, pun la toate ghivecele. Și eu am folosit, drept să spun, și eu am folosit argila expansă până ce mi-am dat seama că nu face bine plantelor. Haideți să înțelegem cum funcționează materialele drenante. Ce înseamnă un material drenant? Ce înseamnă drenajul la un substrat, la plantele cultivate în ghiveci? Am să încerc să fiu cât mai rapid în această demonstrație, în această explicație. Deocamdată, haideți să lăsăm deoparte această argilă expansă. Am nevoie de burete și puțină apă colorată pentru a explica și a vedea ce se întâmplă în interiorul acestui ghiveci. Am găsit acest material, acești bureți, care după mine cred că reprezintă și se apropie cât mai mult de structura solului. Vedeți, au foarte multe găurele mici, au și găurele mari. Găurele mici ce poate reprezenta la substratul pe care îl folosim? Sunt acei micropori, acei micropori care mențin apa și reușesc să absoarbă apa din partea de jos în partea de sus. Poate cu toții ați văzut acest fenomen. Dacă introducem o bucată de șervețel în apă, prin forța de capilaritate, apa începe să urce ușor-ușor în sus pe acest șervețel. Cu siguranță toți ne-am jucat cu acest ungurete făcând acest experiment. Dar dacă observăm, la un moment dat, apa se scurge, la un moment dat se oprește. O să vedeți că peste câteva secunde va înceta să mai curgă apa, se stabilizează. Încă este apă în acest burete. Vedeți, încet, încet se oprește. Cam așa funcționează și în interiorul ghiveciului. Udăm de sus în ghiveci, se udă totul foarte bine. Prin efectul de gravitate gravitațională, apa merge în jos, este ruptă de atracția gravitațională a Pământului, dar avem și cealaltă forță, forța de capilaritate care trage apa în sus. Undeva aici, în această zonă, cele două forțe se echilibrează și rețin apa în acea zonă.
eu dacă strâng acum acest burete, mai este apă foarte, foarte multă în burete. Cele două forțe au ajuns la echilibru și apa rămâne în acea zonă. Haideți să vedem ce se întâmplă într-un ghiveci cu acest burete, cu această apă, ce se întâmplă cu aceste două forțe. Observând acest burete, în timp ce se scurge apa din el, vedem că culorile nu sunt distribuite uniform. În partea de sus este mai puțin colorat de albastru, ceea ce înseamnă că este mai puțină umiditate, mai puțină apă, iar în partea de jos este mult mai albastru, este mult mai multă apă, este o concentrație de umiditate. Această zonă este zona de saturație dintre cele două forțe, acea zonă unde cele două forțe se echilibrează, intră în echilibru. Ce ne interesează pe noi, că această zonă se cheamă apă stagnantă. Nu este deloc acea apă stagnantă care este în tăvița de sub ghiveci. Acea apă din tăvița de sub ghiveci predispune o apă stagnantă. Apa stagnantă este în substrat. Argila expandată este obiectul acestui video. Să vedem dacă este utilă sau nu în cultivarea plantelor în ghiveci. Așadar, vom face acest experiment cu ajutorul argilei, cu ajutorul acestui ghiveci transparent, pentru a vedea mai exact ce se întâmplă. Vom lua acești doi bureți care sunt tăiați în mod egal, să nu fie nicio diferență în acest experiment. Acest burete care, de fapt, reprezintă structura unui substrat de calitate. Bibăm foarte bine acest burete și lăsăm să se scurgă în acest recipient, în acest ghiveci, să se echilibreze cele două forțe, forța de capilaritate și forța gravitațională. La fel și în acest ghiveci care este fără argilă, îl împid bine. Voi lăsa 2 minute ca cele două forțe, cea gravitațională și forța de capilaritate, să se echilibreze, să se producă acea saturație și acea apă stagnantă. Să vedem ce se întâmplă diferit în cele două ghivece. Între timp voi goli și apa în exces, să nu-mi creeze un dezechilibru pentru acest experiment. Au trecut mai bine de 2 minute până ce se stabilizeze această soluție, această apă în aceste două recipiente. Zona de saturație, vedeți, este aceeași, are cam 2 cm, se vede acea culoare mai evidențiată. În ghiveciul cu argila expansă nu am obținut nimic bun pentru plante. Am mutat, de fapt, zona de saturație, zona cu apă stagnantă, în loc să o ducem în jos, efectul care vroiam noi să-l obținem cu argila expansă, de fapt, l-am urcat mai sus. Lăsăm deoparte acești doi bureți și facem acest experiment direct cu substrat. Într-unul din recipiente am pus cam 3 cm, mai bine de 3 cm de argilă, în acest recipient 1,5 cm circa, iar acesta fără niciun fel de argilă expandată. Toate cele trei recipiente au același tip de substrat, un substrat de calitate. Ud bine toate aceste trei recipiente, o să le ud de mai multe ori, probabil o să golesc de mai multe ori tăvițele de sub recipiente. Avem cele trei recipiente fără argilă expandată, 1 cm de argilă, iar aici am pus mult mai multă argilă, undeva la 3,5 cm, 4 cm. Dacă observăm, zona de saturație pornește imediat de la fundul ghiveciului și se stabilizează undeva în această zonă.
la cer cu argilă expandată de 1 cm, acea zonă a urcat ușor. Probabil voi nu reușiți să vedeți foarte bine acea zonă foarte umedă, pentru că s-a aburit puțin pe interior acest recipient. Sper că se vede, această zonă este mult, mult mai umedă. Iar în al treilea, vedeți această zonă, cât de mult s-a deplasat această apă stagnantă. Avem aceste trei ghivece. În care dintre aceste trei ghivece ați vrea să cultivați plantele voastre? În primul, fără argilă expandată, unde zona de saturație a rămas stabilă în partea de jos a ghiveciului, în cel de-al doilea, unde zona de saturație, apa stagnantă, s-a ridicat puțin, sau în al treilea? Vă spun eu, în primul, cel fără argilă expandată. Argila expandată a fost creată pentru folosirea în construcții, mai apoi să fie folosită și pentru material drenant pe fundul ghivecelor, dar nu de către pepiniere serioase. Dacă o să vă duceți într-o pepinieră, din 10.000 de plante, la nicio plantă nu veți găsi argila expandată pe fundul ghiveciului. Nu este indicat, eu nu vi-l recomand. Se poate folosi doar la cultivări hidroponice, deci acele plante cultivate doar în apă. Sper că a fost un video util. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!